Curtea de apel Constanța, secția penală, întrunită în ședința publică din data de 4 octombrie 2011, îl condamna pe inculpatul Moinescu Dumitru pentru infracțiunea de favorizare a infractorului la pedepsa de 6 luni de închisoare. Pedepsa a fost suspendată condiționat pe un termen de 2 ani și 6 luni. La acea dată, Moinescu declara că justiția a fost nedreaptă cu el și condamnarea a fost doar o comandă pentru ca politicianul Dumitru Moinescu să fie compromis. Nemulțumit de decizia dată de instanțele românești, Moinescu a făcut contestație la CEDO și a câștigat. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, secția 3, declară cererea lui Dumitru Moinescu admisibilă în ceea ce privește plângerea în temeiul articolului 6 aliniatul 1 al Convenției privind condamnarea penală a reclamantului pe baza acelorași dovezi care au fost considerate insuficiente de instanțele inferioare. Hotărăște că a fost o violare a articolului 6 aliniatul 1 al Convenției. Totodată, Dumitru Moinescu va primi suma de 3.000 de euro drept daune morale. Articolul 6 aliniatul 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului spune că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil de către o instanță independentă și imparțială instituită de lege care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. Pentru mine e o mare satisfacție. Probează faptul că dreptatea, dacă știi să lupți pentru ea, învinge și mai probează că tenacitatea poate să aducă la succes mai mult decât improvizațiile. Faptul că s-a întâmplat acest lucru mi-a creat o mare bucurie și o speranță că până la urmă dreptatea învinge. Dumitru Moinescu susține că nu se oprește aici. Are un plan bine stabilit pe care îl va urma până la capăt. În ceea ce privește decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, decizia CEDO spune că în România încă se fac abuzuri în justiție, că sunt judecători care nu se uită la dreptate, se uită la comenzi și despre chestiile astea voi scrie pe blogul meu, despre cei 3 judecători care au dat această hotărâre nedreaptă și că trebuie noi românii să învățăm să ne căutăm dreptatea indiferent de obstacolele pe care le găsim în cale. S-a făcut dreptate? S-a făcut dreptate. Multă dreptate. Nu vă puteți imagina ce suferință din 2011 când a apărut această hotărâre nedreaptă și golănească au fost în mine până când am citit de curând această decizie care mi-a creat o mare, mare bucurie. Dumitru Moinescu susține că decizia CEDO în ceea ce îl privește aduce cu sine și o reabilitare a sa în fața opiniei publice și demonstrează că cei care l-au calificat drept condamnatul sau infractorul au greșit. Despre asta, omul politic promite că va face dezvăluiri pe blogul său personal.